Mamă, ce cringe! Chiar interesant așa, sincer. Prăjiturile alea cu răvaș, nu? Yes! Îți-o com bună dimineațone, Jonuțule, cred că dacă mă aude cineva, ce că chiar vorbesc în italiană, bă, ce-mi place, că oriunde am fi în lumea asta, mă, când dai rec și oamenii văd o cameră cu un muțunache din ăsta de microfon pufos, toți se uită. Ce înseamnă puterea YouTube-ului, ce înseamnă puterea vlogului, Jonuțule, lucruri pe care oamenii le recunosc worldwide. Suntem pe malul apei, atmosfera este senzațională, pescăruș, Jonuțule, o să împărtășim și cu el din taste-testul nostru de astăzi. Și pentru că suntem în lume prin Europa, Jonuțule, n-avem cum să nu facem clasicele comparații, Jonuțule, astăzi pe malul apei, ia uite, cu pescăroșul trecând în zare, Jonuțule, vom testa KFC și McDonald's din Veneția. Da, ați auzit foarte bine. Din câte sperăm, Jonuțule, ne așteptăm ca astăzi să găsim meniuri speciale, cum ar fi sandvișuri cu parmezan sau cine știe ce măsline pane, pentru că suntem în Italia și din câte știți, fiecare fast food care se respectă, sperăm noi, are câte o chestie specifică țării. La fel cum și la noi, la un moment dat au existat alte McMici și alte lucrușoare, Jonuțule. Mergem să ne luăm de păpică. Doamne, avem o vreme extraordinară, îi mulțumim lui Doamne că ne-a ajutat cu puțin soare, pentru că previziunile pe weather erau groaznice, dar uite că atunci când în suflet este soare și afară este soare, Jonuțule. Haideți să comandăm și să ne punem pe mâncat. Păi, Jonuțule, oarecum dezamăgitor trebuie să vă recunosc, o să-mi permit să dau un pic masca jos pentru că filmăm și suntem într-o zonă în care nu este lume în jurul meu. N-am găsit foarte multe lucruri diferite față de meniul nostru. Am și întrebat fetele de la casă, pentru că noi am optat pentru comanda de aici ca să putem vorbi și să pot da masca jos, însă am găsit și angajați la casă și am întrebat ce este diferit. Mare lucru nu este diferit față de meniul internațional. Avem așa, avem gravy sauce, care este destul de interesant și pe care o să-l vedeți imediat. Mai avem mashed potatoes, care înseamnă piureuț, Jonuțule, dar nici nu-mi dau seama, e un piureuț mic, costă cât sosul. În fine, o să comandăm mai multe ca să... uite-mă, large medium. Ia large, tata, hai să mai luăm încă unul, nu? Luăm un gravy sauce, Jonuțule. Mă, mai iau un gravy sauce să fie acolo. Am mai găsit asta care este foarte interesant, popcorn chicken, Jonuțule. Asta cu siguranță nu este la noi, dacă mă puteți corecta, vă rog să nu ezitați să o faceți la comentarii. Și în rest o să luăm și un burger Kiss, pentru că am văzut o chestie care iarăși mi s-a părut interesantă. O să-l mergem pe varianta meniu, Kiss Burger. Iarăși, dacă voi știți că există chestia asta la noi în țară, vă rog frumos să ne scrieți, să ne comentați. Ia uite, frumos. Dă-i și cu bacon, dă-i și cu cheddar, să aibă gust, tată, bun. Large fries, hai, dă-ne un large fries. Asta e la noi? Shreps de portocale? Da. Și o să luăm în paralel, Jonuțule, și clasicele crispy-uri și aripioare, pentru că sincer vă spun, aș vrea să văd și eu care este diferența. Ia. Sosuri noi, too hot for you, sweet imperial. Hai să luăm și un original receipt. Hai să luăm și un fresh pepper, că până la urmă usturoi și de astea avem și noi în țară, Jonuțule. Continuă. O să luăm, frate, un cream ball caramel din ăsta, pick up later. Continuă. Adică ce, trebuie să aștept la el sau cum? În fine, Jonuțule, cam asta e tot ce vrem să cumpărăm. 26,3 euro. Fraților, nu-mi vine în minte decât nota de la Five Guys de 61 de euro. Cred că și dacă comand tot KFC-ul ăsta și n-ajung la 61 de euro. Confirmăm, plătim și revenim de la masă de pe malul apei. Da, Jonuțule, ne-am strofocat creierele și ne-am dat seama că de fapt aia cu pick up later este de fapt o chestie care îți permite să-ți ridici desertul un pic mai târziu, pentru că este înghețată să nu se topească până mănânci. Cât de cool, fraților. Revenim de la masă. Hății. Frumusețea, Jonuțule, atunci când mănânci KFC pe malul apei în Veneția este că dacă vrei să-l hrănești pe domnul pescăruș, ia uite-l. Jap, stai așa că avem din ăștia care prind și din aer. Ia, ia uite-l pe ăla, ia. Arți, Jonuțule, gata, vă lăsați vrăjeala, suntem aici să testăm KFC, așa cum v-am spus, și mai mult de atât, normal că îl vom compara cu tovarășul McDonald's, Jonuțule, pentru că lupta este tet-a-tet. Astăzi noutatea constă în piureul, Jonuțule, pe care noi nu-l avem, sosul gravy, avem Kiss Burger și o grămadă de sosuri, după cum bine știți, ne apucăm să gustăm, nu mai stăm pe gânduri. Ia să vedem, mă, piure. Deci mi se pare foarte interesant cum frige, uite ce abur scoate, bă. Ia uite, mă, tată, ăsta este popcornul ăla de pui, mă, ia. Băgăm sosul de gravy peste piure, ia. Uai, cum arată. Bă, ăsta trebuie gustat așa direct, mă. Trebuie gustat direct. Deci gravy sos, ce înseamnă? De fapt și de drept e ca și cum un stoc de cărniță. E ce rămâne în momentul în care s-a închifat tu o friptură, dar asta probabil că este cosmetizat. Mamă, ce gustare de concentrat de supă cremă, Jonuțule. Hai, mă, să băgăm tot aici. Băgăm tot așa, Jonuțule, că mie îmi place cu aromă maximă. Ia. Deci cel mai tare lucru, vă spune fratele vostru, n-a văzut cartofi piureul ăsta în viața lui. Este piure din ăla la plic, dar mie îmi place foarte mult piureul ăla la plic. Și băgăm și cu un popcorn din ăsta. Ia să vedem cum arată la mijloc, ia. Cică s-ar fi pui, Jonuțule. Înțelegeți voi ce vreau să zic? Dar la gust bun, mamă, ce bun e la gust, frate. Și șmecheria la el este că-s mișto de mâncat, ușor de mâncat. Zici că mănânc mini chifteluțe cu piure la mama acasă. Bravo, revenim. Bum. Jonuțule, mea culpa. Dacă am acuzat România că ne vinde aripioare care sunt tunate în laboratoare, ca să spun așa,
așa, comparând cu aripioarele din Budapesta, care erau mititele și dulci și sexy, Jonuțule. Priviți, vă rog frumos, câte o aripioară în Veneția. Uitați-vă cât e palma mea, câte o aripioară. Acum, Jonuțule, de fapt și de drept, cu această prima aripioară, vom testa sosurile și avem așa, Too Hot For You, avem Fresh Pepper-ul, avem Sweet Imperial și Original Hutz. Și acum le luăm pe rând, o să dăm cu check sau cu not check. Ia, aripioară bustată cu Too Hot For You. Mamă, ce bun e! Wow! Bombă! Wow, ălă, Jonuțule, Too Hot For You merge rău de tot. Mergem în continuare cu Sweet Imperial. Iarăși miere cu porcării din alea. Continuă seria, Jonuțule. Avem aici... Ce era ăsta? Cum se numea? Original, nu știu cum, ia. E un fel de sweet and sour, dar cu portocale. Că cred că de asta și are culoarea asta. Jos, mai avem unul, Jonuțule. Testăm și burgerul și decolăm mai departe către McDonald's. Chiar suntem foarte curioși ce găsim și acolo, ia. Fresh Pepper. Din patru sosuri, Jonuțule, doar Too Hot For You e pe gustul meu, astea sincer, merg mai departe. Kiss Burger, Jonuțule, avem aici niște cășcăvăluți, onion rings, baconul pe care l-am băgat eu și o bucățoaică de carne din asta la KFC. Hai să vedem despre ce este vorba. Mamă, ce bun e baconul la ăștia. Mamă, ce bun e baconul. Deci cu Too Hot For You, Jonuțule. Bă, KFC e bine, se ține bine. Nu m-a dat pe spate, trebuie să recunosc. Sunt curios ce se întâmplă și la Mac. Un lucru sincer, tronțănelele astea pe care le iei exact ca pe popcorn, de aia se numesc așa, cu piureuțul ăsta cu gravy. Bă, pupă data. Hăți, Jonuțule, aproape că uitasem de înghețățurica mea pe care am selectat-o să o iau la sfârșit. E drept sau uitat ciudat, doamna aia, că m-a dus și i-a spus: "Bă, mai am o înghețată pe care n-am luat-o, dar i-am zis, am apăsat acolo pick up later." Și a zis: "OK, OK." Engleză în Italia e ca engleza în... Hai să nu mai zic, să nu deranjez pe nimeni, Jonuțule. Noi ne îndreptăm către ponton, vom lua o bărcuță. Hai, v-am pupiculus. Păi, Jonuțule, suntem în sfârșit și în Mecul din miezul Veneției, Jonuțule. Avem așa, 100% italian panzerotti with tomato and mozzarella. Avem deep fried stuffed olives. Astea sunt măslinele pane de care vă spuneam. Și parmigiano reggiano snack, Jonuțule. Pe ăsta o să luăm de aici. Iar pastea două, pentru că le vrem să arate și frumos, Jonuțule, o să le luăm de aici într-un tasty basket. Hăți, Jonuțule. Caca. Cu ce sos să le luăm? Sosurile văd că sunt cam la fel. Hai să mergem pe hot sauce, să-l avem și noi pe ăsta? Avem hot sauce. Hai să luăm și un sweet and sour și un mustard. Deși, cum sună mustard, se face fără măciucă, Jonuțule. În altă ordine de idei, am mai văzut pe aici la New and Specials. Ăsta mi s-a părut o chestie pe care eu, sincer, vă spun că n-am văzut-o la noi în țară. My Selection Asiago Dop and Bacon. Ce-o fi dopul ăsta, Jonuțule, nu știm. Ia uite, te lasă să-ți adaugi ce vrei. Asiago Dop. Asiago Dop e asta, mai brânzică asta. Și pentru că am văzut și ceva nou la deserturi, Jonuțule. Ia uite-l pe Mac Crunchy Bread Menu with Fruit Drink. Hai, oricum ne trebuie și un suculete. Taca, paca. Mai văzusem ceva, ia stai așa. Și iarăși ceva, Jonuțule, ce este 100% specific italienesc, este Mac Wrapple Crunchy Chicken and Parmigiano Reggiano. Ia al tata și pe ăsta. Să avem acolo toate bunătățurile, doar sandwich-ul, te rugăm frumos. Jonele, cantitate 1, add to order. Ia să vedem și totalul, Jonuțule, 27,8 euro. Un picuț mai scump decât KFC-ul, dar e posibil să fi comandat totuși mai mult. Plătim și mergem să mâncăm. Hăți, Jonuțule, s-a lăsat și seara. Am alergat în continuu pentru content de calitate. Motiv pentru care am uitat să facem dubla în care vă arătam cum arată Mac-ul pe din afară. Dar ia uite-l, atât de frumos este. Totul este tipic venețian, Jonuțule. Ceea ce mi se pare că este extraordinar. Oamenii și-au pus amprenta asupra oricărui lucru care există aici. De-aia Veneția este țâță de mâță. O nebunie totală, Veneția, Jonuțule. Da, știm, a căzut lumina, dar asta nu înseamnă că ne oprim din a filma. Aveam de comparat KFC-ul din Veneția cu Mac-ul din Veneția și implicit cu KFC și Mac din România, Jonuțule. Așa că iată-ne. M-a speriat de domnișoara, a zis că vine aici cu noi în vlog. Iată-ne la masă cu lucrurile pe care le-am comandat mai devreme. Și acum o să le și testăm. Bun, ăsta este desertul, mamă, ce bine arată. Bă, uite cât de frumos arată astea. Chiar interesant așa, sincer. Astea sunt alea cu hăzgionule și astea sunt măslinele pane. Ce să zic, avem Mac Wrap-ul ăla cu parmezan și cu dracu să-l ia. Și ăsta este sandwich-ul Mac Dop ăla, nu? Sau cum îl chema? Hai să trecem direct la fapte. Așa, sincer, arată super interesant. Are sălățuri. Numai asta e dopul ăla, ziceam noi, de brânză asta, da? În fine, nu mai stăm pe gânduri. 3, 2, 1. Băi, nebun, are busuioc, să mor dacă te mii. Nu mi se pare tocmai rău gustul. Dacă aș face o paralelă cu Mac-ul nostru, mi se pare mult mai fresh la gust, sincer să vă spun. Interesant așa la o primă încercare. Avem sosurile aici, mi se pare că și ambalajele arată la fel, adică spre deosebire de KFC, unde lucrurile erau total diferite. Astea sunt like aproape la fel, Jonuțule. Hai să vedem despre ce e vorba. Asta este maionezul cam. Nu, ăsta e muștarul. Cum arată? Prima oară încercăm o măslină pane. Ia, stai să vedem cum arată înăuntru. Mamă, ce cringe. Unde e măslina, mă? Uite, asta e măslina, mă, ok. Vorba lui Corio, asta e măslină și cu cărniță, mă. Ia, hai să o dăm pe un sweet and sour ăsta așa puțin.
Ba da, frate, e măslină pane, uite-o. Deci e măslină pane, da? Dar cred că are și niște carne înăuntru, pe lângă faptul că e pane, că eu nu cred că măslină arată așa înăuntru, like, orice îi face, tu ești nebun, dar ce credeți? În cam bun era gust, frate. Wow! Păi ia să vedem și... Asta mi se pare că arată ca în prăjiturile alea cu răvaș, nu? Ia, sus, Johnule, la mijloc niște umplutură, cu ce-o fi, Dumnezeu cu mila și cu asta, hai că s-a întins mișto, ai văzut așa ca în reclame, ia. Johnuțule, trebuie să vă recunosc că nu-mi displac foarte tare chestiile astea, doar că asemeni tuturor lucrurilor care sunt pane cu umplutură sau nu știu, făcute în cocă, mi se pare că e prea multă cocă, mă frate. Așa gustul e interesant. Nu seamănă cu ceva de la patiserie. Mă tot tentează asta să mă întorc la el, ceea ce înseamnă că a fost bun, Johnuțule. O să dăm așa: thumbs up măsline pane, thumbs up cookie-ul cu răvaș cu parmezan și mergem mai departe către rap-ul ăsta, ca să vedem care e, bă, diferența între rap-ul ăsta italienesc și rap-ul nostru românesc. Nu uitați că am testat și rap-ul din Ungaria, Johnuțule. Ia să vedem la o mică facere, super simplu. Deci avem pieptul de pui clasic, ăla care este și în salata Caesar de la noi, iar asta este ce vor italienii aduce nou în rep. Îl închidem și dăm o încercare. După ce că ăsta e uscăcios el așa, că nu prea are multe lucruri în el, de la parmezanul ăsta este și mai uscăcios, dar într-adevăr, parmezanul îi dă un gust inegalabil, Johnuțule, așa că o să-i dăm cu thumbs up, pentru că în continuare mi se pare extrem de fresh, lucru pe care trebuie să-l apreciez la un fast food, mai rar lucrurile fresh. O să încercăm pe final tot cu o măslinuță din asta bună și sosul de muștar. Noi avem sos de muștar, scrieți-mi și mie la comentarii că n-am prea mai mâncat la Mac în ultimul timp și nu știu dacă avem sos de muștar. Am mâncat numai prin alte țări. Ne-am hățuit, Johnuțule. Ia! Wow! Mamă, ce bună! Bă, ce mișto la el! Eu când făceam hot dogi, întotdeauna combinam muștar cu ketchup. Și mi se pare că asta este exact rezultatul final al mixului dintre muștar și ketchup, Johnuțule. Bun, bravo, thumbs up pentru sosul ăsta. Dar dacă mă întrebați pe mine la o primă mână, KFC-ul de data asta a fost peste Mac, mai încercăm și desertul ca să vedem dacă este, spre exemplu, ultima șansă a Mac-ului de a se ridica peste KFC în Veneția, Johnuțule. Pentru că, sincer vă spun, bă, ok, nu e multă Nutella, uitați-vă, bă, sunt eu nebun? Sau aici mai mergea încă pe a ta Nutella, mă, frate? Adică, nu așa, mă. Voi. Am crezut că numai la noi acasă se întâmplă astea, dar se pare că sunt internaționale. Ah, și mai avem și Dr. Skipper ăsta, cine-o fi ăsta cu toate vitaminele A, C, E, ce gust o avea, vedem după. Ia, mergea niște lăptic la asta. Yes! Wow! Wow! Deci dacă puneai niște lăptic la asta, era desertul perfect, Johnuțule. Eu am să mă simt în pielea mea și în Veneția, deși oamenii se uită destul de ciudat la mine, că nu sunt obișnuiți cu Dorian Popa, înțelegeți, vă dați seama. Dar ce este cool este că se uită ciudat pozitiv, nu neapărat ciudat negativ. Se uită, se gândesc, bă, de unde fi ăsta, pentru ce filmează? Cam atât de la McDonald's, Johnuțule. A ridicat ștacheta blană rău de tot cu acest Mac Crunchy cu Nutella, dar tot consider că al italienilor KFC a fost peste McDonald's, Johnuțule, așa că am tras și concluziile. Luăm o gură de suc și vă spunem ce-i și cu suculețul ăsta și revenim cu încheierea tot de pe bărcuță, că suntem în Veneția. Hăți. Bă, frate, neașteptat de bun suculetele ăsta care are morcov, gref, cu o grămadă de lucruri, lămâie, dar mega gustos. Și pentru că ne-am amintit că mai avem ceva, Johnuțule, hăți, ce crestată. Ia vezi aici. Parmigiano Reggiano sau cum se numea asta? Parmigiano Reggiano. Ce dracu înseamnă asta? Bă, am aici niște fete în dreapta care se uită în continuu și se clizesc. N-am să le întreb, nu știți de ce, pentru că probabil nu o să înțeleagă engleză. Uite-l cum arată. Ia uite-l. Mamă, mamă. De fapt și de drept cred că e numai parmezan, pe care tu poți să-l mănânci așa combinat cu mâncarea. Mamă, bun. N-ai cum să dai greș cu parmezanul așa, frate. N-ai cum să dai greș. Vă spune fratele vostru. Bravo, Mac. Azi, Johnuțule, din motive de grabă și de foarte multe vloguri filmate, am uitat să facem outro la acest vlog, așa că până un alta nu uitați la subscribe, Dorian Popa, și să aprindeți clopoțelul, pentru că în fiecare zi cu surle, trâmbițe, gălăgie și daily hâțmăs vlog în fiecare zi, Johnuțule, noi suntem aici spre a vă face zilele mai frumoase și apașterne. Clasicul zâmbețel în colțul guriței. Nu uitați să follow pe Instagram, Corile V, eu sunt Dorian, follow pe Spotify Dorian Popa, like pe cel mai obosit om Facebook și de asemenea, țineți ochiometru pe www.dorianpopa.ro, pentru că acolo surprizele se țin lanț. Și nu uitați că ne găsiți și în magazinul din mall, Johnuțule. Să aveți o zi, o cafeluță și o săptămână mirobolante. Hați! De Crăciun simțim la fel, pune primul cotopel, și când bradul este chel.